Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit la lecția de biologie pentru clasa 10-a. Numele meu este Marinescu Marilena și sunt profesor de biologie la Liceul Teoretic George Călinescu din București. În cele ce urmează, vă prezint lecția Organe de simț la mamifere, ochiul și urechea. Vom discuta despre rolul ochiului, structura globului ocular, defecte de vedere, rolul urechii, structura urechii, interrelația dintre organele de simț și sistemul nervos. Rolul ochiului este vederea, care furnizează informații despre forma obiectelor, luminozitatea, culoarea, mărimea, mișcarea. De asemenea, vederea dă informații privind orientarea în spațiu, menținerea atenției, menținerea echilibrului. Localizare. Ochiul este un organ pereche situat în orbite, acestea fiind cavități osoase ale viscerocraniului. Alcătuirea ochiului. Ochiul este format din glob ocular și anexele globului ocular, care pot fi anexe de protecție și anexe de mișcare. Organele anexe ale globului ocular sunt organe de protecție și organe de mișcare. Organe de protecție, sprâncene, ploape, glande lacrimale, conjunctiva. Sprâncenele împiedică transpirația să ajungă în ochi. Ploapele, superioară și inferioară, sunt două pliuri tegumentare. Pe marginile lor se află genele ce rețin particulele de praf. Organe de mișcare, cei 6 mușchi externi, 4 drepți și 2 oblici ai globului ocular, care se inseră cu un capăt pe sclerotică și cu celălalt capăt pe orbită. Ei asigură mișcările globului ocular, mișcări sus-jos, de lateralitate, de rotație. Structura globului ocular. Globul ocular, de formă sferică, ocupă partea anterioară a orbitei, fiind alcătuit din 3 învelișuri suprapuse sau tunici, 4 medii transparente care formează sistemul dioptric și din sistemul receptor alcătuit din retină. Învelișurile globului ocular sunt tunica externă, cuprinde 2 porțiuni, sclerotica și cornea transparentă. Tunica medie vasculară cuprinde 3 segmente, coroida în partea posterioară, corpul ciliar și irisul. Tunica internă este reprezentată de retină, sistemul fotosensibil al globului ocular. Sistemul dioptric sau aparat optic al globului ocular reprezintă totalitatea mediilor transparente care au rol de a refracta și focaliza razele de lumină pe retină în fovea centralis. Componentele sistemului dioptric sunt cornea, umoara apoasă, cristalinul și umoara sticloasă. Cornea transparentă permite trecerea liberă a luminii. Este fixă și reprezintă 2/3 din puterea de refracție a ochiului plus 40 de dioptrii. Umoara apoasă este un lichid transparent ce ocupă spațiul cuprins între cristalin și cornee. Este secretată permanent de procesele ciliare. Cristalinul are forma unei lentile convergente, elastică, învelit într-o capsulă numită cristaloida. Este situat în spatele irisului și legat de corpul ciliar prin ligamentul suspensor. Puterea de refracție este reglabilă. Neacomodat, contribuie cu aproximativ 1/3 la puterea de refracție a ochiului, reprezentând 20 de dioptrii. Umoara sticloasă sau corpul vitros este un gel transparent ce umple cavitatea posterioară a globului ocular între cristalin și retină. Elasticitatea corpului vitros este esențială în amortizarea șocurilor produse de mișcările capului și ale globurilor oculari, contribuind astfel la protecția retinei.
sistemul fotosensibil reprezentat de retină, ce va fi descris în continuare. Retina este de natură nervoasă, ce tapetează două treimi posterioare ale coroidei. Conține receptorii pentru lumină, fotoreceptorii reprezentați de celulele cu con și celulele cu bastonaș. Celulele cu conuri sunt în număr de 6-7 milioane, au prag de sensibilitate ridicat, fiind stimulate de lumina intensă. Sunt receptor pentru vederea diurnă și perceperea culorilor. În segmentul extern conțin pigmentul fotosensibil numit iodopsina. Celulele cu bastonașe, în număr de 125-130 de milioane, au prag de sensibilitate scăzut, fiind adaptate la lumina slabă. Sunt receptor pentru vederea nocturnă și crepusculară. Nu furnizează informații asupra obiectelor și culorii acestora. Se găsesc la periferia retinei. Pentru realizarea funcției fotoreceptoare, retina prezintă două pete, pata galbenă și pata oarbă. Pata galbenă sau retina vizuală este retina care prezintă celule receptoare pentru lumină și are două zone importante, macula lutea sau pata galbenă, situată în dreptul axului vizual, în care se află mai multe celule cu conuri. În centrul maculei lutea se află fovea centralis cu o suprafață de 1,5 mm pătrați, unde se găsesc doar celule cu conuri. Aceasta este zona acuității vizuale maxime, adică zona în care imaginea este clară. Pata oarbă, situată medial și inferior față de pata galbenă, nu prezintă celule fotosensibile și este locul de ieșire a nervului optic, respectiv de intrare a arterelor globului ocular. Acomodarea și formarea imaginii pe retină. Razele de lumină, sub formă de fascicule, ce pleacă de la obiectele luminoase, străbat mediile transparente, refractându-se și focalizând pe retină pata galbenă. La nivelul retinei se formează o imagine reală, răsturnată și mai mică a obiectului privit. Toate suprafețele de refracție ale ochiului se comportă ca și cum ar fi o singură lentilă cu centru la 17 mm înaintea retinei și cu o putere de refracție totală de circa 60 de dioptrii. Totalitatea proceselor prin care se formează imaginea clară pe retină, a obiectelor situate la distanțe diferite de ochi, reprezintă acomodarea ochiului și presupune trei aspecte care se realizează prin mecanisme diferite. Convergența axelor globilor oculari, în scopul suprapunerii în cortexul vizual a imaginilor de la cei doi ochi. Aceasta se realizează prin contracția diferențiată a mușchilor extrinseci ai globilor oculari și are drept rezultat vederea stereoscopică ce permite vizualizarea tridimensională a obiectelor. Acomodarea ochiului pentru vederea clară a obiectelor apropiate se realizează prin creșterea puterii de refracție a cristalinului. Reglarea cantității de lumină ce pătrunde în ochi se realizează prin mărirea sau micșorarea pupilei. Mecanismul fotorecepției. Mecanismele fotorecepției constau în transformarea energiei razelor luminoase, energie electromagnetică, la nivelul celulelor receptoare retiniene, în potențiale de acțiune, influx nervos, transmise prin calea optică cortexului cerebral, unde se formează senzația de văz. Razele luminoase ale spectrului vizibil, cu lungimi de undă între 390 și 770 de nanometri, pătrund în ochi prin mediile refringente până la retină, apoi străbat straturile retiniene,
până ajung la celulele fotosensibile, unde acționează asupra compușilor fotosensibili, respectiv rodopsina și iodopsina, care se descompun. Descompunerea acestor pigmenți fotosensibili determină apariția impulsurilor nervoase conduse de căile optice în aria vizuală din lobul occipital, unde se formează senzația vizuală. Defecte de vedere. Miopia apare atunci când globul ocular este mai alungit decât cel normal, miopia axială, sau curbura cristalinului este exagerată, miopie de curbură. Ca urmare, razele de lumină se focalizează în fața retinei și nu pe retină cum ar fi normal. Persoanele afectate nu văd clar obiectele situate la distanță. Miopia se corectează cu lentile biconcave sau divergente. Hipermetropia apare atunci când globul ocular este mai turtit anteroposterior decât ochiul normal, hipermetropie axială sau cristalinul este prea aplatizat, hipermetropie de curbură. Ca urmare, razele de lumină focalizează în spatele retinei, iar imaginea este neclară. Persoanele afectate nu văd clar obiectele situate în apropiere. Hipermetropia se corectează cu lentile convergente sau biconvexe. Astigmatismul apare când cornea are o formă neregulată, alungită, eliptică și nu sferică așa cum ar fi normal. Această formă determină focalizarea razelor de lumină în două puncte aflate în plane perpendiculare, care pot fi pe retină, precum și în fața sau în spatele retinei. Astigmatismul se corectează cu lentile cilindrice. Rolul urechii. Rolul urechii este acela de captare a undelor sonore din mediu, de a le recepționa și codifica în impulsuri nervoase, care ajunse la scoarța cerebrală vor crea senzația auditivă. În timp ce la animale senzația auditivă este legată de orientarea în spațiu, de găsirea hranei și de perceperea pericolelor, la om senzația auditivă are o deosebită importanță pentru apariția limbajului articulat. Auzul ne informează asupra calității sunetului, înălțime, intensitate, tonalitate, asupra direcției din care se propagă sau asupra distanței dintre subiect și sursa sonoră. Pentru a fi percepute, vibrațiile sonore trebuie să aibă o frecvență cuprinsă între 16 și 20.000 de kHz și o intensitate minimă de 1 decibel. Sunetele cu o intensitate mai mare de 120 de decibeli sunt nocive pentru ureche. Localizarea. Urechea este localizată în osul temporal. Alcătuirea urechii. Urechea este formată din trei părți: urechea externă, urechea medie și urechea internă. Structura urechii. Urechea externă include pavilionul și conductul auditiv extern. Pavilionul, cartilaginos, cu formă de pâlnie, are rolul de captare a undelor sonore ale aerului și de a le orienta spre conductul auditiv extern. Conductul auditiv extern, canal de circa 2,5 cm lungime, prevăzut cu peri și glande sebacee modificate, care secretă cerumen cu rol protector, conduce undele sonore spre urechea medie. Timpanul este o membrană elastică ce separă urechea externă de urechea medie.
El funcționează ca membrana unui microfon sub presiune, având proprietatea de a vibra la orice fel de frecvență, adică este periodic. Rolul său este de a capta vibrațiile sonore ale mediului venite prin conductul auditiv și de a le transmite urechii medii. Perforarea accidentală a timpanului duce la scăderea acuității auditive. Urechea medie este o cavitate săpată în stânca osului temporal. Cavitatea este plină cu aer la presiune atmosferică. Menținerea presiunii în urechea medie se realizează datorită comunicării cu faringele prin trompa lui Eustache. În partea opusă timpanului se află fereastra ovală și fereastra rotundă, acoperite de membrane care separă urechea medie de urechea internă. Între timpan și fereastra ovală se află lanțul de trei oșcioare, ciocanul, nicovala și scărița. Acestea transmit vibrațiile aerului, dar contribuie și la modificarea intensității sunetelor astfel. Contracția mușchilor ciocanului atenuează vibrațiile prea puternice, iar contracția mușchiului scăriței amplifică vibrațiile prea slabe. Urechea internă. Urechea internă, sub forma unui labirint, conține receptori acustici și vestibulari, maculele otolitice și crestele ampulare. Receptorii sunt structuri celulare ce au capacitatea de a transforma energia stimulilor în impulsuri nervoase care vor fi transmise sparței cerebrale. Urechea internă este alcătuită dintr-un sistem de cavități, labirintul osos, în interiorul căruia se găsește labirintul membranos care adăpostește receptorii. Labirintul osos este alcătuit din vestibul, trei canale semicirculare osoase, cochlea sau melcul osos. Labirintul membranos este alcătuit din utriculă și saculă, trei canale semicirculare membranoase, canalul cochlear sau melcul membranos. Între labirintul osos și cel membranos se află un lichid numit perilimfă, care transmite vibrațiile. În interiorul labirintului membranos se află alt lichid numit endolimfă. Melcul membranos are formă de triunghi în secțiune, conține organul corti, în care se află receptorii acustici. Mecanismul auzului. Pavilionul captează undele sonore, le transmite conductului auditiv extern, care le va conduce la timpan. Oscilațiile timpanului produc unda mecanică sonoră, care va fi preluată de lanțul de oșcioare, ciocanii, covală și scăriță, din urechea medie. Scărița transmite vibrațiile membranei ferestre ovale, care transmite undele perilimfei din urechea internă și de aici endolimfei din melcul membranos, care conține celule receptoare. Aceste celule receptoare transformă vibrațiile sonore în influx nervos, care prin ramura acustică a nervului acustico-vestibular ajung la centrii nervoși din lobul occipital al scoarței cerebrale, care elaborează senzația auditivă. Vestibulul membranos prezintă două cavități membranoase, utricula și sacula, în care se găsesc cele două macule, utriculară și saculară. Maculele sunt alcătuite din celule de susținere, celule senzoriale ciliate, ai căror cil sunt cuprinși într-o substanță gelatinoasă care conține otolite, granule de carbonat de calciu de mici dimensiuni,
numită membrana otolitică. La polul bazal al celulelor senzoriale ajung dendritele neuronilor senzitivi din ganglionul vestibular scarpa. Axonii acestor neuroni formează ramura vestibulară a nervului acustico-vestibular. Canalele semicirculare membranoase sunt orientate în cele trei planuri ale spațiului și prezintă fiecare o extremitate mai dilatată, numită ampula. În ampule se află crestele ampulare, care sunt formate din celule de susținere, cupula, o masă gelatinoasă sub formă de cupolă, ce nu conține otolite, unde sunt enclavați șilii celulelor senzoriale. La polul bazal al celulelor senzoriale ajung dendritele neuronilor senzitivi din ganglionul vestibular scarpa. Axonii acestor neuroni formează ramura vestibulară a nervului acustico-vestibular. Menținerea echilibrului. Receptorii din macule sunt stimulați de mișcarea otoliților, atât în mișcare cât și în repaus. Ei percep variațiile accelerației liniare a corpului în cazul căderii. În repaus, presiunea otoliților pe cilii celulelor senzoriale receptoare determină declanșarea de impulsuri în fibrele nervoase care furnizează informații în legătură cu poziția capului. Accelerările liniare înainte-înapoi determină mișcări în sens opus ale otoliților, ceea ce determină mișcări compensatorii ale corpului pentru menținerea echilibrului. Înclinarea capului cu 1-2 grade față de poziția de repaus determină descărcarea de impulsuri de la receptori, frecvența crescând pe măsura creșterii gradului de înclinare a capului. Receptorii din crestele ampulare sunt responsabili de menținerea echilibrului în condițiile accelerațiilor circulare ale capului și corpului. Cilii celulelor senzoriale sunt stimulați de endolimfă, care se deplasează în sens opus mișcării. Orice mișcare de rotație a capului sau a corpului antrenează rotația simultană a canalelor semicirculare aflate în planul rotației respective. Din cauza inerției, endolimfa din canale va suferi o deplasare relativă în sens opus și va înclina cupola în sensul acestei deplasări. Se pot cuantifica astfel planul și sensul mișcării. Răul de mișcare. Stimularea excesivă a receptorilor vestibulari determină răul de mișcare, care apare în cazul călătoriei cu mașina, vaporul, avionul. Acesta se manifestă prin grețuri, amețeli, vărsături. Practic, creierul primește semnale contradictorii de la ochi și urechi. Dacă vă uitați la podea în timpul mersului cu mașina, ochii vă spun că nu vă mișcați. Cu toate acestea, urechile transmit creierului un mesaj contrar, anume că vă mișcați. Una dintre modalitățile prin care puteți evita această senzație este să vă uitați pe geam în depărtare. Acest lucru determină sincronizarea dintre ochi și urechi. Interrelația dintre organele de simț și sistemul nervos. Organele de simț
Ochiul și urechea sunt sisteme morfofuncționale care se sizează prin receptorii specifici modificările din mediul extern ce acționează asupra organismului, conduc impulsurile nervoase pe căi specifice, senzitivo-senzoriale, în ariile corticale corespunzătoare, realizează analiza și sinteza lor, determinând formarea de senzații și percepții ce stau la baza cunoașterii concrete. Organele de simț, ochiul și urechea, realizează legătura dintre mediul extern și organism. Ele sunt structuri mai complexe, numite analizatori, care contribuie la integrarea organismului în mediu. Un analizator are trei segmente. Primul segment, periferic sau receptor, generează impulsuri nervoase în urma acțiunii unui stimul specific. Receptorii sunt incluși în organele de simț ale corpului, piele, ochi, ureche, nas, limbă. Al doilea segment este cel intermediar sau de conducere, conține căile nervoase prin care sunt conduse impulsurile de la receptor la scoarța cerebrală. Al treilea segment este cel central, reprezentat de zone sau arii din scoarța cerebrală, care analizează și sintetizează impulsurile primite, elaborând senzații specifice conștiente. Vă mulțumesc pentru atenție!